Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit, bine ați revenit la Deșteptarea României. Știți ce vă propunem în fiecare lună și în fiecare zi de vineri? Să discutăm cu experți oficiali, oameni care cunosc lucrurile acestea, despre problemele fundamentale ale societății românești. Aparent, în luna mai vom discuta despre transporturi, dar astăzi o să vă arătăm că transporturile înseamnă mult mai mult decât drumurile și șoselele care ne unesc. Ne-am pus întrebarea dacă nu cumva lipsa unor drumuri importante precum autostrăzile au dus în sărăcie zone importante din România. Cel mai cunoscut caz este al Moldovei, dar nu uitați nicio secundă că aici putem vorbi și despre Oltenia sau sud-vestul României. Și în mod clar există o diferență de dezvoltare între Moldova, zona Bucureștiului și Ardeal. Bucureștiul are cea mai puternică infrastructură din România, chiar dacă, sigur, pentru bucureșteni asta pare așa ca o glumă astăzi, dar sunt cele mai multe investiții, să știți. Ardealul, Transilvania, beneficiază de cele mai multe crâmpeie de autostradă și cea mai mare dezvoltare economică după București. Am să vă dau câteva date. După intrarea în Uniunea Europeană, fiecare dintre aceste regiuni a făcut eforturi și a căpătat o doză de bunăstare. Datele arată în felul acesta. Bucureștiul, de exemplu, în București, PIB-ul, bunăstarea medie pe cap de locuitor, este aproape 150% din bunăstarea Uniunii Europene. Adică cine trăiește în București trăiește chiar mai bine decât europeanul obișnuit. Cine trăiește în Ardeal trăiește undeva între 60-70%, da? Poate uneori chiar mai mult. Dar cine trăiește în Moldova, e bine, n-ajunge nici la 40% din PIB-ul Uniunii Europene. De altfel, Moldova este una dintre cele mai sărace regiuni din Uniunea Europeană și norocul ei este că nu-i cea mai săracă dintr-un motiv foarte simplu, mai sunt regiunile bulgărești. Dar tot flancul estic al Uniunii Europene este alimentat de sărăcie. Din acest motiv apare emigrația, din acest motiv datele de săptămână asta mai arată ceva interesant, și anume că avem creștere economică în România, da, știți creșterea asta de 2,7%, dar nu și în Moldova. Județele Moldovei, Botoșani, Suceava, Neamț, Vaslui, Vrancea, Galați, sunt toate cu minus. Excepție fac Iașul și Bacăul, care au o creștere economică la oaltă cu restul țării. De la Iași vine și invitatul meu astăzi, este vorba de jurnalistul Dan Radu. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua. Astăzi în calitate de, cum să spun, reprezentant și lider al mișcării pentru dezvoltarea Moldovei. Să știți că în Moldova s-a întâmplat ceva absolut straniu dintr-un punct de vedere. Oamenii și-au făcut organizații civice în care protestează pentru. Sunt mai multe organizații civice. Aceasta e una dintre ele și dintre cele mai cunoscute. Deci, Dan Radu, dumneavoastră faceți un lucru care nu se întâmplă în lumea civilizată, protestați pentru a avea. Da, exact. Când am fost într-o delegație la Bruxelles, de fapt, colegii mei când au fost acolo, cei de acolo au fost foarte mirați. Cum adică protestați să vi se facă autostrăzi? Nu, îmi se pare un lucru de la sine înțeles că autostrăzile trebuie construite. În fine, mișcarea pentru dezvoltarea Moldovei a pornit acum 2 ani dintr-o disperare aproape a noastră, pentru că am observat că de-a lungul timpului politicienii Moldovei sunt foarte, foarte slabi, nu reușesc să impună la București, nu reprezintă în niciun fel interesele Moldovei, nu le promovează, și atunci am decis că este necesar să pornim o mișcare de la firul ierbei, în o mișcare civică. Există încă alte două în Iași, Moldova Fără Autostradă și Împreună pentru A8. Deci suntem 3 asociații care de 3 ani de zile milităm pentru infrastructură rutieră majoră în regiunea noastră. Cum se vede, Dan Radu, decalajul ăsta despre care am vorbit eu, dinspre Moldova, spre restul țării?
Bun, Moldova are acum niște specificități și geografice, și geopolitice, și de dinamică socială. Nu aș vrea să vorbesc despre ce se întâmplă acum fără să amintesc un pic despre ce s-a întâmplat în istorie, pentru că foarte puțină lume știe că, sau nu cunoaște că lucrurile nu au stat așa dintotdeauna. Moldova nu a fost săracă dintotdeauna, nu este un dat istoric. Nu a fost aceste, mai săracă decât celelalte al acestei regiuni, da. În momentul Unirii la 1859, Moldova era peste Muntenia, avea mai multe drumuri modernizate, avea mai multe târguri, avea o administrație mai bună, avea chiar o agricultură mai performantă și mai modernă. Asta o recunoaște și Brăteanu într-un discurs public pe care l-are în perioada respectivă. Ce s-a întâmplat mai apoi? După Unirea Principatelor s-a recunoscut faptul că drumul spre nord, prin Moldova, este drumul către Europa. Și atunci s-a construit o cale ferată București, Ploiești, Buzău, Galați, Bârlad, Bacău, Roman. Mai apoi s-a construit Roman, Suceava sau Burdujeni. Prin urmare, imediat după Unirea Principatelor, drumul de dezvoltare sau coloana vertebrală, să spunem, comerțului cu Europa rămăsese prin Moldova. După 1900, lucrul ăsta a cam dispărut. Moldova a devenit periferică și ceea ce era axa de dezvoltare ei și de comerț și de transport, care era pe ruta Botoșani, Iași, Bârlad, Galați, Galațiu fiind portul Moldovei și fiind un port foarte important, devenise Porto Franco la un moment dat și avea chiar și consulat american acolo. Această rută a ieșit din axa de dezvoltare a noului stat și ușor, ușor, mai ales după 1900, întreaga greutate s-a deplasat către București și București a devenit polul principal de dezvoltare al țării și aspiratorul tuturor valorilor care existau la momentul ăla în Principatele Unite și în regat. Și așa a rămas până în ziua de azi. Un stat centralist, un stat care nu reușește să iasă din această paradigmă de a dicta, să spunem, dezvoltarea întregii țări. Un stat căreia regiunile îi sunt în general, să spunem, prinse în această capcană a deciziilor venite de la centru. 0372069599. Îl repet pentru că la genul acesta de emisiuni sunt oameni care vor să vorbească întâia dată, așadar 0372069599. Două întrebări am astăzi pentru voi. Este de ajuns să faci autostradă ca să rezolvi aceste probleme ale sărăciei? Adică, domnule, dacă vom face cele două autostrăzi așa cum sunt preconizate pe hârtii către Moldova, se va întâmpla să fie bine? Adică Moldova să ajungă măcar la nivelul Ardealului? Asta e prima întrebare pe care vă adresez. Și a doua, țineți cont de un lucru, că de prin 2012 încoace, statul român aduce fonduri masive din regiunile mai bogate, știți când se face împărțeala aceea a banilor, și multă lume se plânge și zice așa, domnule, să iau banii de la Cluj sau din București și să dau către Moldova. Sunt primitori și donatori. Primitori și donatori. E corect așa, nu? Adică bugetar chiar așa se întâmplă lucrurile. O să discutăm problema. Da, da. Păi să discutăm problema, pentru că întrebarea sună în felul următor. Doamne, e corectă politica asta a statului român de realizare a echilibrului de genul acesta? Și vă aștept așadar la 0372069599. Dan Radu, dacă sunteți de acord, deja putem să luăm telefoane, cred că sunt oameni pe linie. Vă puteți înscrie în continuare. Primul care vorbește astăzi la Deșteptarea României este Florin. L-am pierdut pe Florin. Haideți să trecem la Răzvan. Salutare, Răzvan! Salutare! Mă auziți? Da, 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 te auzim și te ascultăm. Bun, eu nu sunt din Moldova, dar sunt din Ploiești, stau în București și am vrut cumva să răspund la partea de dacă e suficientă o autostradă. Sigur. Avem exemple în Muntenia de județe prin care trec autostrăzi, de exemplu București-Constanța, da? Și trece prin Călăraș și Ialomița. Și nu pot să spun că județele astea au avut un foarte mare boom economic după
Corect. După construirea autostrăzii. Corect, adică, de acord cu tine, adică le merge prost în continuare. Sunt două județe care în continuare sunt, mă rog, eu sunt implicat într-un patronat pe Sud Muntenia și, exceptând Prahova și Argeș, din Sud Muntenia, restul județelor sunt, din punctul meu de vedere, foarte sărace. Sunt comparabile cu, comparabile cu cele din Moldova și fără să existe o perspectivă extraordinară de creștere. Pe partea cealaltă, spre exemplu, avem o autostradă tot în Muntenia, cea care leagă Bucureștiul de Pitești, care a avut un impact pozitiv asupra județului Giurgiu, unde, spre exemplu, comuna Bolentin de Alb, Bolentin Vale, acum e plină de depozite, fabrici, mă rog. A devenit un fel de anexă a Bucureștiului, sigur că da. A devenit un fel de anexă, fiind, da. De asta, adică, cumva, cred că întrebare, cu siguranță ar fi foarte utilă, dar cu siguranță nu e suficientă. Adică, clar, autostradă în Moldova ar fi utilă și ar ajuta, ar crea premise, dar cu siguranță nu ar fi suficientă și oricum efectele doar ale autostrăzii s-ar vedea pe termen ceva mai lung. Adică, pe termen mai scump, pe lângă autostradă, trebuie să se vină și cu multe alte tipuri de programe, proiecte, fonduri care să încurajeze... Rămâi o secundă în telefon, pentru că l-am văzut pe Dan Radu că vrea să-ți răspundă. Puteți interveni în orice moment, adică eu doar mediez aici dialogul. Florin are dreptate, este o condiție, să spunem, necesară, dar nu suficientă, referitor la faptul că o autostradă poate sau nu dezvolta o regiune, dar... Este foarte important ca acea autostradă totuși să fie legată corect de regiunea prin care trece. Acum, după câte văd, premierul Câțu a anunțat, sau nu, ministrul Drul a anunțat că va face ronduri și tot felul de intersecții pe autostrada către Constanța, tocmai ca să lege mai bine regiunea prin care trece. Totuși, regiunea respectivă este o regiune depopulată, este o regiune agricolă în mare parte, este Bărăganul. Prin urmare, nu văd ce s-ar fi putut întâmpla foarte mult de-a lungul Bărăganului. Adică asta e... Dar totuși s-a recunoscut faptul că dacă nu legi bine autostrada de ceea ce se întâmplă pe teritoriul pe care îl traversează, iată că nu apar efecte pozitive. Ori exact asta a spus și ministrul Drulă, că sunt prevăzute niște noduri rutiere care vor lega mai bine teritoriul. Răzvan, păi dacă asta cu asta... Ar fi minunat, dar stați puțin să se întâmple, că asta cu hârtiile am văzut-o. Răzvan, nu, sunt contracte deja. Ok, bun. Hai să vedem așa. Răzvan, bun, completează soluția asta, pentru că rostul întrebării pe care am lansat-o noi astăzi, tocmai acesta este. Adică, bun, okay. Nu e de ajuns o autostradă. Eu personal nu sunt unul din cei care consideră că noi în București, Cluj, pentru că producem și donăm. Pentru că noi la rândul nostru vindem către Moldova, vindem către... Adică cumva suntem toți integrați într-un sistem economic și pe noi în București ar ajuta enorm de mult ca Moldova să se ridice mai mult sau firmele care sunt în București. Tocmai pentru că și nouă ne creează o piață în plus de desfacere. Deci, din start, argumentul ăsta sau ideea aceea că suntem donatori, eu pentru mine e una fals. Și atunci eu sunt pro ideii de a, așa cum Uniunea Europeană are fonduri dedicate României, astfel încât România ca un tot să ajungă, să se apropie de nivelul Uniunii Europene, și România ar trebui să creeze sau să gândească niște proiecte special pentru aceste zone, cum erau pe vremuri cele pentru zonele defavorizate, care, în fine... Asta e foarte interesant. Uite, nu m-am gândit niciodată. Deci, să zic că adică, ce? Fondul pentru Moldova? Stimați cetățeni, da, și aici atâta adică, parte din buget... Moldova, sudul Munteniei, Oltenia, sunt pentru România așa cum e România pentru Uniunea Europeană. Și cumva trebuie, dacă vrem să avem o dezvoltare cât de cât uniformă, care să... Și inclusiv, spre exemplu, pentru București, o Moldova mai bogată, o așa, pe lângă partea economică, ar mai reprezenta și București ar fi mai puțin poate interesant și poate n-ar mai fi atât de aglomerat, spre exemplu. Asta adică n-ar mai veni moldovenii aici. Hai, zi-o și pe asta. Ar veni, dar mai puțin, da, nu?
dar mai puțin, exact, s-ar mai echilibra, s-ar dezvolta mai mult Iașu, s-ar mai dezvolta poate încă un oraș mare în Moldova, nu știu, poate Bacău sau altul care are și potențial de centru universitar. Răzvan, îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Știți care e regula la discuțiile între ei? Este un pic mai mult de așteptat. Adaug o întrebare suplimentară. Dintre voi, cei care ne ascultați, este vreunul dintre voi care ar vrea și ar putea să trăiască într-un oraș al Moldovei și în care? A, să mă sune acum cineva care spune, domnule, eu o să mă mut în viitorul apropiat după facultate, vreau să-mi fac o carieră la Piatra Neamț. A? Cum, hai că la Iași mai sunt dansi. La Piatra Neamț sau la Botoșani. Dacă e cineva care face chestiunea asta, să ne sune și pe noi. Emisiunea e și pe Facebook și am o întrebare de aici pentru Dan Radu, încerc să-mi arunc ochii pe mesajele către voi. Zice cineva așa, Dan Radu, imediat revin la telefoane. Dom'le, e și firesc să fie așa în Moldova, pentru că în Moldova Moldova a fost mereu condusă de PSD. Oh, eram sigur că ajungem la subiectul ăsta. Păi ajungem, nu? O fi fost cândva, dar lucrurile s-au schimbat. Deci, tocmai vorbeam, nu? De faptul că dinamica socială, faptul că multă lume a ieșit în străinătate, rămâne în contact cu familiile de acasă sau se întorc mulți în vacanțe și transmit informații despre ceea ce se întâmplă afară, a schimbat destul de mult, să spunem, modul în care Moldova votează în ultima vreme. Lucrurile astea au fost observate și de sociologi, au numit un fel de shift al Moldovei, deci un fel de alunecare a Moldovei din zona roșie și deocamdată este într-o zonă de mijloc, să spunem așa. Oricum, dacă te uiți bine la procentele de vot pentru PSD, cele mai mari nu mai sunt în Moldova. Da, ci în sud-vestul țării. E, să facem exact și observația asta. 0372069599. Valentin, bine ai venit la Deșteptarea României. E de ajuns să faci autostradă ca să ieși din sărăcie? Bună ziua, vă salut. Am să încerc să fiu cât de scurt pot. Ia să vedem. V-am sunat dintr-un motiv, înainte să vă răspund, v-am sunat dintr-un motiv foarte simplu. Chiar aseară, vă rog, azi noapte discutam cu fratele meu, zic, ce ar fi mă să ne mutăm business-ul la Cluj, că cred că acolo ar fi mai bine, noi suntem din Bacău. Aha. Păi... Dar nu prea ne lasă ceva. Adică am vrea aici să reușim să facem lucrurile. Ce afacere aveți? Suntem în zona de producție publicitară și zona de producție foto-video. Ok, și de ce să pleci dintr-o piață precum Bacăul? Pentru că clienți altfel, pentru că clienți plajă de clienți mai mult. Sunt multe, să zic, multe argumente, dar n-aș vrea să insist pe chestiunea asta. Puteți lucra online mai mult. Lucrăm deja online, avem comenzi în toată țara, asta nu este o problemă. Simți că deodată că vrei să pleci de aici, dar nu știi de ce. Nu găsești motivele sau cel puțin ești subiectiv, ești aici și încerci să nu le dai importanță, chiar dacă ai argumente destul de puternice. Dar ăsta e motivul pentru care am vrut și eu să intru în direct și să răspund și la întrebare, nu este suficient. Adică nici n-ar trebui să ne punem întrebarea, este suficient să facem autostradă? Nu, e obligatoriu, trebuia să avem. A povestea asta, deja ați spus-o și voi foarte bine, a punctat-o și antevorbitorul meu, facem, trecem, hârtii, studii, ne blocăm, trecem peste asta. Diferența de la vest în Uniunea Europeană către est se vede foarte mult, la fel cum se vede și în România. Deci parcă ar fi o copie fidelă România cu Uniunea Europeană pe acest aspect. Ca un principiu de bază din ce știu eu în Uniunea Europeană era chestiunea asta, de a echilibra cumva zonele mai puțin dezvoltate cu cele... Asta face și guvernul României. Cumva ia niște bani de la Cluj și aduce la Bacău. De ce încearcă? Să vede pe cifre, adică chiar se vede pe cifre. Mă și mir că n-a apărut în emisiune, dar urmează clujeanul nemulțumit care să spună, prietene, stai un pic, că ce facem noi aici, dați voi Moldova? Stai că nu e așa, deci nu se discută. De acolo până la o îmbunătățire a lucrurilor faptică, mai sunt pași de urmat. Da. Ce vreau însă să scot în evidență și salut acest gen de dezbatere,
Salut și organizațiile care militează pentru autostrăzi în Moldova. Și noi la Bacău avem cu A13, s-am tot tras cu A13, s-a făcut centura, s-a făcut acei kilometri de autostradă, s-a tras cu A13. Nu vreau să intru în detalii. Ideea este că dacă s-ar dori, eu nu concep în niciun scenariu că nu s-ar putea face. Da. Asta se simte pe teren. Bă, frate, s-au făcut centura aia într-un an jumate, aproape doi, cu bucata de autostradă, cu centura. S-a făcut pentru că s-a făcut, nu intrăm în detalii. Bă, dar dacă se vrea, se poate face. De ce nu se vrea? Că noi mai avem o problemă la Bacău, în zona Moldovei, nu știu dacă e generală pe zona Moldovei, că n-am o analiză în sensul ăsta. Noi suntem foarte puțini. A, ca populație, generația, da. Eu din generația de facultate mai am puțini, mai am un singur coleg, un singur prieten cu care țin legătura și încă vreo doi, dar... Procentul de emigranți este cel mai mare, deci 20% din moldoveni. Cu cine să faci business? Asta e de fapt... De unde să aduci oameni foarte capabili în business? Pentru că știi că în business trebuie să aduci oameni foarte capabili, mult mai capabili ca tine să te dezvolți și așa mai departe, dacă toți fug, pentru că, într-adevăr, e mai fain, nu, să muncești la Cluj. E mai mișto și mai cool să fii la București, nu? Păi, noi ce facem aici? Pentru că dacă rămânem doar pe zona de autostradă, e foarte importantă, colegul antevorbitor a menționat că dezvoltarea va fi pe un termen mai lung, se va simți. Noi trebuie să vedem educația de aici, de la Bacău. Noi trebuie să vedem, universitățile sunt cam așa cum sunt. Adică n-am auzit nicio știre cu Bacovia sau Alexandriu de la Bacău, că mamă, nu știu, n-am auzit. Auzim observați. De Babeș, auzim de București, auzim de Iași. De fapt, ai reușit să spui până la urmă de ce vrei să pleci. Mai adaug și eu un motiv. Azi e vineri, e ziua distracțiilor. Ce faci diseară la Bacău? Care-i? Muncesc. Ei, dacă n-ai munci, unde te-ai duce? Ce-ai face? M-aș odihni. Am înțeles, nu sunt multe variante. Mulțumesc tare. Nu sunt multe variante pentru că suntem prea focusați pe zona de muncă și pe zona de a reuși și de a atinge anumite ținte în perioada asta, care e destul de complicată. Dar variante pe zona asta, ca să ating subiectul pe care l-ai deschis, sunt puține. Da, mulțumesc tare mult, Valentin. Stai că vreau să câteva pub-uri și... Da, și asta e. Stai că vreau să lămuresc ceva cu Dan Radu. Ați spus așa, domnule, că nu e... Știi când va veni clujeanul supărat care spune că banii pleacă de la Cluj către Moldova? Ați spus că nu stau lucrurile chiar așa. Da, pentru că e vorba de un buget care, în principal, bugetul României este compus cam din 80% din ceea ce se ia de la populație și vreo 20% maxim din impozitul pe capital. Prin urmare, se întâmplă lucrul în felul următor. Se ia de la populație tot ce înseamnă impozit, CASE, TVA, accize, tot ce se strânge din consum, să spunem, și din salarii. Astea se adună la București și după aceea se reîmpart. Prin cifrele arată că, să spunem, Clujul, dacă dă 100 de euro la bugetul central, primește înapoi cam 40 de euro. Iașul, dacă dă 100 de euro, primește undeva la 70, Bacăul la 90. Adică cum, Iașul e subfinanțat față de ce... Da. Și Galațiu, de exemplu. Deci, în fine, foarte interesant. Asta spun că e un mit. Există la nivelul țării cam între 15 și 20 de județe care primesc excedent, deci care primesc mai mult. Deci trimit 100 de euro și primesc 150 de euro înapoi. Asta văzusem la un moment dat, datele mai vechi, adevărat că n-am văzut un calculator mai nou, dar date mai vechi mi-arătau acest excedent cu verde trecut pe zona Moldovei, cu excepția două, trei județe, recunosc. Vreo 5 primeau pe excedent. Da, 5, da, din 20 care primesc pe excedent din toată România, poftim, 5 din Moldova. Dar altceva vreau să spun, că lucrurile astea se întorc în general. Ce anume se plătește din buget? Se plătește cam 35% sunt pensiile și tot felul de alte cheltuieli sociale. Vreo 25% sunt salarii, cred că au crescut acum totuși cifrele, și la pensii, procentul. Și undeva la între 7 și 9% se duce infrastructură.
Deci partea cea mai deosebire mică de Germania, să spunem, care strânge vreo 60% din buget de la populație, vreo 40% de la firme și are undeva alocat vreo 15% din buget pentru infrastructură. Ca să înțeleagă lumea, noi luăm bani din zonele bogate ca să întrețin... Plătești, de fapt, salarii și pensii și mai departe în zonele sărace, da. Cătălin, salutare, ești la Deșteptarea României. E de ajuns autostrada? Nu. Răspunsul e simplu, dar acum la argumente și la soluții. Deci, după ce am dat-o în bară cu justiția, am dat-o în bară cu educația pentru tineri, așa, mai avem o șansă, hai să educăm oamenii corupți. Cum? Hai să educăm oamenii corupți. Păi la ce ne referim aici? Adică ce? Uite, tu dacă ai fi profesor și ai avea o clasă de elevi, 5 elevi răi, fac dezastru în toată clasa aia. Îi întorc chiar okay pe cei buni. Bun. Cu cine vorbești? Cu ăia răi. Cu cine încerci? Cu cine? Cu ăia răi? Experiența mea îmi spune că marea majoritate vorbesc cu ăia buni. Ok. Așa. Eu sunt din Galați. În Galați, în ciuda faptului că acum chiar mă bucur de 30 de ani, acum văd o lucrare enorm de mare prin oraș. Toți șoferii în jură, pentru că tot orașul nu mai șanță, dar se face. Sper să se termine. Așa. Totuși, s-au distrus toate fabricile din Galați, care avea foarte multe, dar încă s-au distrus, dar încă nu se face nimic cu ele, dar pe măsură ce se vând spațiile, se construiesc blocuri de locuințe. Pentru cineva s-au construit ele, deci există un potențial acolo, pentru că blocurile da, sunt dar... cu bani, nu? Da, dar român, moldoveanu și român în general, nu știu, asta e o lipsă de... ceva lipsește. Deci nu dorm în Moldova și muncesc în Cluj, în Ardeal sau în Germania. Ar trebui să și muncesc aici. Educația este în felul următor. Sunt oameni care stăpânesc spațiile acestea, care abia așteaptă să le vândă ca să poată face 3 blocuri, 5 blocuri, 100 de blocuri. Okay. Dar ar trebui acești oameni educați, cumva corupți, spre bine, ca să poată construi o fabrică. Sau dacă nu o niște clădiri care să poată fi închiriate într-așa fel încât să funcționeze ca o fabrică. Avem cred nevoie că... de locuri de muncă. Nu numai de case. Dar aici, în zona de case, hai să recunoaștem cu toții, în zona de case se spală bani. Și asta e adevărat, dar acum nu toată România care construiește case spală bani. Într-adevăr, e o afacere mai facilă. Ai ridicat un bloc, ai vândut apartamentele, profitul este mare, ți-ai ridicat banii. E mai greu să faci producție. E mai greu să faci producție. Hai să revizuim legile care, pentru închirie, acum vreo câteva luni a arătat la televizor cam cât profit câștigă cineva care închiriază spații. Dacă ar fi legal, câștigă foarte puțin pentru că trebuie să plătească foarte mult la stat. Hai să-i favorizăm cumva pe ei, ca ei să lucreze, să le convină să închirieze spații și să câștige și cel care închiriază, care este chiriaș acolo, dar spații pentru muncă. Da, spații pentru muncă. De fapt, esența, mulțumesc tare mult pentru mesajul tău, de fapt, esența în ceea ce spui este următoarea, că nu autostrada în sine schimbă, ci munca. Și aici e marea întrebare. Eu am văzut că Iașul acum, sigur că are noroc, câteva companii foarte mari din lumea asta au venit în Iași și investesc pentru studenții care în general fac automatică și informatică acolo. Așa s-a schimbat fața Iașului cu chestiunea asta, dar nu e vorba doar de atât. Adică... Vreau să adaug câteva lucruri, Cătălin, că e adevărat că, să spunem, autostrada nu este suficientă pentru dezvoltare. Dar noi ne întrebăm acum la asociațiile care milităm pentru construirea de autostrăzi în Moldova, dacă totuși ele se vor face. Startul este foarte bun, ministrul Drulă se mișcă foarte bine în ultima vreme față de ce a fost până acum, jalea care a fost în ultimii 10 ani. Dar noi suntem foarte îngrijorați legat de fondurile și de banii care sunt necesari pentru aceste autostrăzi. Ca să dau niște exemple foarte clare, autostrada A8, care pleacă de la Iași și se oprește la Târgu Mureș, are 311 km. Asta ar însemna, la un cost, să spunem, mediu de 15 milioane de euro pe kilometru, te duci undeva la 4 miliarde și ceva. La fel în sud, Ploiești,
Pașcani are 300 și vreo 20 de kilometri, la fel, vreo 4 miliarde și ceva. E adevărat că există, să spunem, niște costuri de referință pe care l-a stabilit Ministerul Transportului în ultima vreme, și anume că la câmpie să coste 3 milioane de euro un kilometru, la deal vreo 5 milioane și la munte vreo 6 milioane jumătate de euro pe kilometru. Dar cifrele pentru Ploiești, Buzău, de exemplu, care are 63 de kilometri, sunt undeva la 1 miliard de euro. Asta înseamnă cam 15 milioane de euro pe kilometru. Prin urmare, dacă adun cele două autostrăzi ale Moldovei, înseamnă 9 miliarde de euro în următorii, în orizontul a 7 ani de acum încolo. Ei, tu ai așa, ai pe programul operațional de transport, pe exercițiul 2021-2027, ai undeva pentru transport vreo 9 miliarde, din care numai 2 miliarde pentru autostrăzi. Mai ai PNRR-ul, în care au fost prinse A7 din Moldova și încă vreo 2 segmente din restul țării. Acesta e 4 miliarde și jumătate de euro. Deci 4 și cu 2, 6 miliarde. Adică o jumătate... O jumătate numai din ce, sau da, trebuie să numai de ce trebuie Moldovei. Nu mai vorbesc de restul, de restul țării. De ce se întâmplă acum. Și în mod evident că Moldova nu e prioritatea aici. Ascultați Deșteptarea României, 0372069599. Dan Radu, jurnalist de la Iași, lider al Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei, este alături de mine. Vă întrebăm astăzi dacă e de ajuns să faci autostradă ca să scoți o zonă a României din sărăcie. Discutăm despre Moldova, e cazul cel mai știut, dar cu siguranță sunt și alte zone. Astăzi ne auzim, sau acum ne auzim, cu Liviu. Salutare! Salutare, domnilor! Nu este de ajuns. Ne auzim? Te ascultăm. Nu este de ajuns autostrada pentru ridicarea Moldovei, să zic așa, dar este un mare pas înainte. Pentru că odată ce au autostradă, investitorii sunt mult mai stimulați, să zic așa, să investească și în zona respectivă. Eu sunt din Brașov. Uite, în Brașov avem Ina Schaeffler și Autoliv, două mari fabrici pe lângă altele, care sunt complet noi, lăsăm la o parte distrugerea fabricilor de pe vremuri, care, mă rog, au fost cum au fost, neprofitabile și așa au rămas în paragină. Dar fabricile astea noi își adună muncitori de la 60-70 de kilometri. Adică îi cară de peste tot. Atunci, clar, muncitorul din Moldova nu va mai pleca la căpșunși sau tomate în Spania sau în Italia pentru 700-800 de euro pe lună, pe când el poate să ia 3.000-3.500 de lei într-o fabrică. Zici? De tipul ăsta. Cred că e un calcul cam optimist. Să câștigăm... Îți pot garanta, scuză-mă că vreau să-mi termin ideea, îți pot garanta că un muncitor din Ina Schaeffler, mediu, da? Câștigă de la 3.000 de lei în sus, pe lună. Okay, lucrează în schimbul, nimic de zis. Dar nici ăla care face agricultură afară nu stă la umbră. E o muncă mult mai grea. Da. Așa este. Bun. Soluția ca să meargă lucrurile mai bine ar trebui să avem mai multă transparență la nivel de stat, ca să răspund la a doua întrebare. Că atâta timp cât toți funcționarii, toți cei care ne conduc, nu sunt interesați să facă, să faciliteze, să zic așa, venirea investitorilor, întotdeauna e acea mică complicitate. Da, vii, dar știi nouă ce ne dai dacă vrei să-ți faci fabrică? Sau multe altele. Înțelegi un debat. Deci ar trebui transparentizat tot ce se face la nivel de colectare taxe, la nivel de cheltuieli și așa mai departe. Uite, în Brașov avem podul de la Farpec. Cred că este început de vreo 7-8 ani reabilitat. Crede-mă, am stat 6 ani în Italia, m-am întors în 2008. Acolo, în 3 luni, un pod de tipul ăsta era construit de la zero. Și cred că dacă ne apucăm să facem puțină matematică acum, s-ar putea ca podul ăsta, care era deja construit și doar l-au cârpit și dărâmat, iar și iar cârpit de vreo 3 ori, 4 ori în tot răstimpul ăsta și încă nu este gata, cred că a costat mult mai mult decât unul nou. E foarte posibil, da, mă rog. Garantat. Deci ne trebuie profesioniști, ne trebuie transparență.
Da, mi-e teamă că pentru asta o să trebuiască să mai așteptăm câțiva ani. Știi că am făcut o emisiune aici și v-am întrebat pe fiecare dintre voi dacă vreți să lucrați la stat în România și ce să vezi, a fost un răspuns negativ de la cap la coadă, de la începutul până la sfârșitul emisiunii. Așa... De ce? Pentru că cel care are, să zic așa, capacitatea să facă ceva pe cont propriu, nu are nevoie să meargă să lucreze la stat. În plus, întotdeauna... Bine, păi atunci să știi că discutăm că de undeva trebuie să înceapă chestiunea asta cu autostrăzile, funcționează fix la fel, adică nu puteți să așteptați să le livreze cineva care nu are capacitatea să le livreze, da. Mulțumesc tare mult, Liviu, pentru mesajul tău. Dar, Radu, există o întrebare care a revenit pe Facebook, emisiunea și pe Facebook. Dom'le, și ăsta e unul dintre miturile, habar n-am dacă e mit sau nu, poate e adevărat. Unii dintre noi putem să credem destul de mult în el. Întrebarea e așa, este adevărat că Moldova a fost ținută intenționat în sărăcie pentru manevrarea unor voturi acolo? Da, putem vedea lucrurile și așa. Nu am niște dovezi pentru a afirma răspicat, dar e foarte posibil să fi fost un tip de calcul politic pentru acest tip de captivitate. Dar în același timp să nu uităm un lucru, că totuși de foarte multă vreme elita din Moldova migrează către București de obicei, sau acum migrează și afară, prin urmare lipsa unei elite, în primul rând politice, este o problemă majoră a acestei regiuni, pentru că dacă nu ai, să spunem, o elită care să fie coerentă, să aibă o viziune regionalistă, să existe un tip de presiune politică congruentă, nu reușești să împingi lucrurile în favoarea regiunii. Dar vreau să mai spun ceva apropo de faptul dacă este necesar sau nu o autostradă. Uite că aminteai de IT-ul de la Iași. Acolo există compania Continental, care are 2500 de angajați pe Research and Development la Iași. Deci un departament de cercetare foarte mare și au vrut de mai multe ori să vină să facă o fabrică. Ei ce fac? Cauciucuri, nu? Nu, nu mai. Fac sisteme de frânare, trenuri de rulare și așa mai departe. Da, ei au în Timișoara, Brașov și Sibiu. Au vrut să vină și la Iași. S-au răzgândit pentru că nu reușeau să găsească, probabil, calculele economice nu le dădea cu plus. Și la fel și Preh, care are o fabrică pe la undeva în Ardeal, tot din automotive. Prin urmare, Bosch a venit la Iași încercând să facă acolo o fabrică de mașini de spălat și s-a răzgândit și s-a dus la Simeria. Prin urmare, lipsa unei autostrăzi a ratat sau ne-a făcut să ratăm foarte, foarte, foarte multe oportunități. Să știe foarte bine că șomajul este foarte mic în Ardeal, tocmai pentru că există foarte mulți investitori. Ei caută forță de muncă și vor să se deplaseze în Moldova. Nu poți să faci economie productivă în Moldova, producție serioasă acolo, dacă nu ai o autostradă, pentru că dacă te deplasezi de la Iași, deplasezi niște mărfuri cu un camion de la Iași spre vest, undeva pe la Cluj trebuie să te oprești, că au trecut 8 ore și omul ăla trebuie să rămână în pauză. Prin urmare, pierzi o zi în transportul de mărfuri, înseamnă productivitate foarte scăzută. Da. Facem așa, îl salutăm pe Flaviu, salutare! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, cred că este Flaviu Manea de la una dintre asociațiile din Moldova, da? La Moldova vrea autostradă. Moldova vrea autostradă. Vă propun în felul următor, luăm publicitate în momentul acesta, ne întoarcem după publicitate în 3 minute și continuăm discuția la Deșteptarea României. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.
Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Suntem și pe Facebook, vă aștept la 0372069599. Întrebarea de astăzi este: e de ajuns să facem autostradă ca să scoatem Moldova din sărăcie? Fiți atenți ce răspunde Adrian Chira pe Facebook. Abordarea aceasta cu transferul de fonduri dintr-o zonă geografică către o alta seamănă cu modul în care se face educație în România. Dacă un elev are performanțe bune la matematică, dar nu excelează la limbi străine, atunci alocăm mai multe resurse ca să îmbunătățim performanțele la limbi străine și neglijăm matematica. Rezultatul este că stimulăm mediocritatea în defavoarea performanței. Cred că ar fi mai bine să stimulăm zonele mai puțin dezvoltate în anumite direcții în care nu prea avem expertiză, zice ascultătorul nostru. Iar noi rămăsesem la telefon cu Flaviu Manea de la Iași. Bun găsit, domnule Manea. E de ajuns să faci autostradă? E aceeași întrebare. Bun găsit, domnule Stribler, și salutare și colegului nostru de luptă, Dan Radu. Bună. Evident că se pune întrebarea dacă este de ajuns și dacă este și suficient. La ambele întrebări se poate răspunde în felul următor. Uitându-ne pe cifre, vedem de exemplu în intervalul 2012-2016, dacă privim la evoluția nominală a PIB-ului pe județe în România, observăm că în top 5 județe cu creștere a PIB-ului se află Clujul, care beneficiază de poziționarea lui și de tot ce înseamnă dezvoltare intrinsecă de acolo. Și apoi următoarele două, aici creșterea fiind de 62%, iar următoarele două județe care au avut creșteri nominale ale PIB-ului foarte mari, mult mai mari decât media țării, sunt Constanța și Prahova. Legătura se poate face destul de simplu cu apariția autostrăzii A2 și autostrăzii A3. Deci putem spune că cu siguranță este un indiciu a necesității aparițiilor elementelor de infrastructură modernă care să asigure dezvoltarea regiunilor. Ce se întâmplă cu disparitățile astea regionale este faptul că ele induc la urma urmei un risc major asupra stabilității. Și uitați-vă, Uniunea Europeană, dacă să ne gândim că de când am aderat, am trecut deja în două exerciții financiare, urmează și al treilea, a apărut și Planul Național de Relansare și Reziliență, în total cred că sunt aproape 150 de miliarde de euro care intră în țară. De unde intră? De la țările bogate. Uniunea Europeană și-a dat seama că nu poți asigura stabilitatea unei structuri, fie că e ea unională, cum e Uniunea Europeană, sau statală, cum e România, dacă între părțile componente sunt disparități foarte mari. Și, din păcate, Moldova suferă și are aceste simptome la nivel economic, la nivel social, la nivel politic, chiar și de educație, a faptului că avem foarte mari diferențe între cei săraci și cei, să spunem, mai bogați. Dar problema este foarte, foarte atent gestionată de Uniunea Europeană, care ne face recomandări atât în contextul semestrului european, documente, cât și recomandările specifice de țară care apar, în care ne spun peste tot, și uite, chiar vă pot citi acum, cita că investițiile insuficiente afectează potențialul economiei de a se apropia de nivelul din Comisia din Uniunea Europeană. Iar calitatea și fiabilitatea rețelor rutiere sunt slabe. Okay. Iar investițiile în transport sunt insuficiente. Asta vede, asta vedem și noi, și Uniunea Europeană. Ideea care e așteptată dinspre Iași, spre București, dincolo de presiunea evidentă, da, și de faptul că ați ieșit în stradă de mai multe ori asociațiile de acolo și oamenii de acolo, veni și cu o soluție. Adică, ce să înțeleg, că în momentul acesta presiunea e pe acest fir de drum, pe această autostradă, nu? Da, la nivel regional în Moldova este o presiune foarte mare pentru a se demara odată construcția de autostrăzi și, vorbim despre proiecte complexe cu grad de dificultate mare, din păcate ele nu pot demara peste noapte, este nevoie de timp. Eu de asta zic, asta o să fie peste 6, 7, 8 ani, da? Astea sunt previziunile mele, da?
Ce faceți în aia 6, 7, 8 ani? Că s-ar putea să emigrați și să emigrați și dumneavoastră și domnul Dan Radu de aici din studio, să plecați din Moldova măcar la București. Păi, asociațiile, în contextul, vă dau un răspuns concret. În contextul apariției Plan Național de Relansare și Reziliență, noi ne-am dat foarte, foarte tare ca să aibă asigurată finanțarea și în plus să fie prins în acest plan de relansare și reziliență care are ca termen de finalizare a investițiilor luna august 2026, să avem prins și două bucățele din capătul montal al autostrăzii A8. Deci astea sunt lucruri concrete pe care noi le facem. Pe lângă asta încercăm de asemenea să mobilizăm toate părțile, toți stakeholderii importanți, astfel încât proiectele să se maturizeze. Deci, există motive și de optimism. Nu trebuie să de acum să spunem gata, nu vom avea nicio perioadă de autostradă cât peste 6-7-8 ani. Ele sperăm că se vor demara investițiile și că se vor finaliza până în 2026 cele prinse în Planul Național de Relansare și Reziliență. Am mai auzit asta, da. Mulțumesc tare mult, domnului Manea de la Iași. Vă puneți mari speranțe în planul ăsta? Adică planul de... Ăsta e un plan care se adresează țării întregi, totuși. Vă uitați așa ca la o salvare? Ne uităm cu o anumită reticență, pentru că am mai spus, în PNRR există 4,5 miliarde de euro prevăzute pentru autostrăzi. A7 este prins aproape integral acolo, de la Ploiești până la Pașcani. Asta ar însemna să, pur și simplu, să consume toată suma respectivă, ori PNRR-ul nu se referă în materie de autostrăzi numai la A7, ci mai sunt și alte autostrăzi din țară care vor face apel la această sursă de finanțare. Așa că ne uităm cu o anumită reticență la cum se vor derula lucrurile mai departe. Uite, o să vă întreb către finalul emisiunii, nu mai avem foarte mult, dacă există și o doză de optimism în toată chestiunea asta, dar înainte aș vrea să-l aud pe Florin. Salutare! Alo. Salutare, Florin, mulțumesc pentru răbdare. Salut. Uite, eu sunt din Suceava, mă aflu în momentul ăsta în trafic, este un coșmar. Mi-aș dori foarte, foarte mult ca autostrada asta să se finalizeze cât mai repede. Sunt optimist din punctul ăsta de vedere. Păcat că politicienii n-au înțeles că, de fapt, orice zonă istorică a României ar fi trebuit legată de capitala ei. Nu de alte capitale. Și vorbesc adică pe chestia asta. De exemplu, am văzut un documentar pe Discovery despre Imperiul Austro-Ungar. Austro-Ungarii și-au legat toate provinciile lor prin cale ferată, le-au dezvoltat cultural, militar, economic, din toate punctele de vedere. Explicăm cum ar fi putut funcționa asta la Iași, adică la Iași, în Moldova, legat de Iași. Că, ca să am mai bine ideea ta în minte, să o vizualizez. Eu, de exemplu, până la Iași, fac cu mașina 3 ore jumate, pe când aș putea să-i fac în maxim o oră pe autostradă. Economic, firmele s-ar mișca mult mai rapid în interior, cu transporturile, inclusiv și persoane, ce vezi, cum vreți dumneavoastră, și economic s-ar dezvolta mult mai ușor. Așa ne chinuim. Ne chinuim. Părerea mea. Vreau să adaug sunt ceva. Emoționat, mă aflu și în trafic și sunt atent, mă sună... Sper că ai căști. Sper că ai căști. Da, sunt pe căști. Sunt pe da. Acum. Da. Drumul acela de la Iași la Suceava este o nenorocire, adică toată lumea știe asta. E și aglomerat și obositor și plin de accidente. Adică... Foarte obositor. De exemplu, eu îmi duc fetița la competiții sportive și pierd câte 3 ore jumate, deci la dus, la întors, 7 ore. Deci, ce să vă spun, mă întreabă când ajungem, când ne întoarcem. Da. Ce să-i crezi copilului meu? Că a spus că dacă pleacă tineretul din țară, ce și-ar dori să ajungă mai repede de la o destinație la alta? Eu cel puțin din Suceava, ca să merg la Marea Neagră, îmi trebuie 7 ore, 8 ore, le pierd în trafic, cel puțin, și încalc regulile de circulație. Nu se poate în stilul ăsta. Umblu cu stație, cu Waze-uri, cu absolut tot, ca să pot să ajung mai repede.
Asta este problema. Trebuie conectată capitala, orice zona țării. Suntem acum în Uniunea Europeană. Trebuie conectată cât mai rapid pentru a ne ajuta pe noi ca oameni să ne, să ne deplasăm mai rapid. Tare mie că am vești proaste. Dar adevărat. Nu, ideea conectării interregionale a apărut abia acum, de când am făcut noi scandal de acum 3 ani, privitor la lipsa de autostrăzi, pentru că noi promovam foarte mult autostrada 8 care să traverseze munții și să lege Moldova de Transilvania. Până acum, guvernanții nu au avut nicio strategie, o gândire de acest tip, să conecteze regiunile. Abia acum, Moldova era foarte izolată, dar nu avea singurul traseu de, era legătura cu București printr-un drum modernizat și atâta tot. Nu avea legături foarte rapide cu Transilvania, deci cu vestul, și nu avea legături cu portul Constanța. Abia acum se face acel pod la Brăila care leagă regiunea Moldovei de Constanța. De aici trebuie să plecăm și cu o soluție sau cu o idee. Și vă întreb în felul următor. Autostrada o să vină relativ greu, o să fim onești, adică nu putem să le spunem oamenilor în momentul acesta că în 4 ani o să vadă un miracol acolo. Care e... E adevărat, dar în momentul în care se anunță că acel lucru se face și are un orizont de implementare, să spunem, se mișcă lucrurile altfel, deci investitorii vin înainte, își caută terenuri să-și facă tot felul de facilități planuri logistice. Da, încep să gândească cum se pot extinde în zonă, încep să caute personal de vârf, de top management pentru următorii ani și așa mai departe. Lucrurile se schimbă numai la anunțul sau la certitudinea faptului că deci, autostrada aia apare. Înainte de a trece la George, înțeleg, Dan Radu, că ideea ar fi așa. Dacă toate guvernele României și acesta și cel care va urma la un moment dat vor fi serioși și vor anunța tot timpul și se și vor vedea pașii birocratici. Nu au cum să nu mai să fie serioși. Ideea autostrăzilor Moldova este așa de bine înfiptă în agenda politică, încât niciun polițian nu-și mai permite acum să mai tărăgâneze lucrurile. Serios? Da, serios. Bine. Haideți că mai discutăm. E că mai facem o emisiune. Stați că ne mai întâlnim. Mai facem și noi mai multe marșuri. Da. Facem și emisiuni și marșuri. George, salutare, închei deșteptarea României. Salutare. E de ajuns să faci autostradă sau ce mai pune lângă? Păi hai să luăm un exemplu concret, Sebeș. Ok. Te luăm pe rând. Sebeșul s-a dezvoltat în momentul în care a avut acces la autostradă. Tot ce înseamnă facilități de producție acolo au apărut în momentul în care în planul Guvernului României a fost introdusă autostrada de la Sibiu către Deva. Deci spui nu că este doar un singur exemplu. Sebeșul e mare câștigător, asta spui tu. Sebeșul este un mare câștigător. Dacă ne uităm în tot ceea ce înseamnă statistici, Sebeșul avea un nivel de șomeri. Dacă nu mă șer, cred că era primul din România la șomeri. Era pe primul loc, însă la șomeri. La 2 ani după deschiderea acestei autostrăzi, cred că este zero șomajul la ei. Da. Uite, da, ăsta e un exemplu potrivit. Eu n-am ce contraargumenta. Este un exemplu foarte potrivit. Eu am contraargumente vis-a-vis de subiect. Mai important, cred că este alt aspect. Sunt extrem de mâhnit de faptul că trebuie să ne mai gândim dacă avem nevoie de autostradă. Din ziua în care începe construcția autostrăzii, oriunde ar fi ea, și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că Moldova nu are nevoie de una, de două, de trei, are nevoie de toate trei. În momentul în care se construiește autostradă, avem muncitori care au nevoie de piatră, pietriș care se extrage din albia unor râuri, din cariere de piatră. Ăștia au nevoie de utilaje, motorină, mâncare, servicii de catering, spălătorii, hotel, absolut tot. Negreșit. Toate așa sunt pe orizontală. Toate sunt pe orizontală. Astea cresc. Dacă investitorii în aceste domenii au bani, ei cresc, se măresc, investesc bani în altceva sau își modernizează sau își măresc capacitățile. În momentul ăla crește necesarul de forță de muncă. Avem 20% dintre oameni în alte țări. Șterg la cur bătrânii, mă scuzați de expresie. Da, chiar vă scuzăm. Aia vor să vină acasă. Da. A să știți că toate muncile sunt onorabile atâta vreme cât sunt făcute. Nu are nicio, exact, atâta timp cât adică sunt cinstite. Să nu-i devalorizați,
Vă rog eu frumos pe oamenii aceia, pentru că fac o muncă de care, Doamne ferește, la un moment dat cu toții o să avem nevoie. Asta încerc să vă spun. Nu asta a fost intenția, ci vreau să spun că pot să facă mai mult pentru ei aici acasă. Atâta timp cât noi nu ne mai întrebăm dacă doar autostrada este suficientă. Dați-ne autostrăzi și o să vedem ulterior dacă suntem capabili să creștem economic. Bun. Eu sunt din Bacău, am locuit în Iași 24 de ani și acum am revenit în Bacău. Lucrez într o firmă care transportă 20.000 de tone de marfă din județul Bacău în toată țara. Știți cât costă? În plus? Că foarte mult. Și multe ore și mult șoferi și în plus. Nu doar asta. Totul costă. Absolut totul. Și în modul ăsta eu nu mai sunt economic viabil pentru o mare parte dintre clienți. Ce fac atunci? Mă duc la prim-ministru să-i cer voie? Nu. Mă duc și fac tot ce pot eu, în limita și spiritul legii, ca să fiu profitabil. Pentru că altfel, salariații stau acasă. Mulțumesc tare mult de această intervenție. Deci nu ne mai întrebăm de necesitatea autostrăzii, rămâne să ne întrebăm doar de timpul ei. Există o axiomă foarte clară. Unde se termină autostrăzile, se termină civilizația. Mulțumesc tare mult, Dan Radu, lider al Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei, jurnalist de la Iași. Ediția de astăzi a Deșteptării României se încheie aici. Săptămâna viitoare vă propun o altă întrebare foarte grea. O să vină Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructură și aș vrea să stabilim, stimați ascultători, împreună, dacă drumurile din România sunt cele care ne ucid sau dacă noi suntem niște șoferi proști. Adică starea drumurilor din România, marcajele, gropile, lățimile, știu eu, modul în care sunt construite, contribuie toate acestea la numeroasele accidente din România sau este în principal vina noastră a șoferilor? Lui Dan Radu, care va pleca la Iași pe celebrul DN2, îi doresc multă răbdare și atenție pe drumul, cred că cel mai periculos drum din România, da? Da, este o traumă teribilă. Totdeauna fac o cruce mare când plec, da. Ca să știu că ajung. Este o traumă teribilă să mergi pe drumul acela. Da. Mulțumesc tuturor, mulțumesc pentru prezență. Plăcere. Și vă doresc spor la treabă. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.